Tragedie într-o familie din județul Harghita. Un copil de 16 ani care a plecat la pescuit a fost găsit mort în lacul înghețat. Abraham Balint avea 16 ani și locuia într-o comună din județul Harghita. Pasionat de pescuit, băiatul și-a luat undița și le-a spus părinților că pleacă să prindă pește pe malul râului Târnava. S-a făcut seară, iar Abraham nu s-a mai întors acasă. Părinții au încercat de 10 de ori să-l sune, însă fiul lor nu era de găsit. Alertați, oamenii au sunat disperați la 112. În scurt timp, mai multe echipaje de pompieri, salvamontiști, jandarmi, dar și scafandrii s-au mobilizat. După ore întregi de căutări, adolescentul a fost găsit în cursul zilei de astăzi, însă, din nefericire, acesta a fost găsit decedat. Trupul lui neînsuflețit a fost scos din lacul Zetea. Moartea lui Abraham ridică multe semne de întrebare. Astfel, polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să facă lumină în acest caz. S-au luat în calcul mai multe variante, inclusiv aceea că cineva l-ar fi putut împinge pe copilul de 16 ani în apa înghețată.